Știi deja că suntem cel mai mare inamic al planetei. Acum o să-ți arăt imagini care demonstrează asta. O nouă cercetare arată că pe fundul oceanelor sunt peste 14 milioane de tone de bucăți minuscule de plastic. Asta înseamnă de 30 de ori mai mult decât plasticul care plutește la suprafață. Vorbesc despre bucăți mai mici de 5 mm care sunt periculoase pentru viața acvatică. Cercetătorii australieni care au realizat studiul spun că singura salvare ar fi să ne schimbăm obiceiurile de consum și să nu mai folosim plastic.